Salutare, salutare, prieteni! Bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, AVPG Unloft. Astăzi, 23.08.2021, vreau să vă spun că numărul porumbeilor de 2021, și anume numărul puiilor de anul acesta, mai crește cu 2 porumbei. Astăzi am găsit susiți acasă încă 2 porumbei din cei care s-au pierdut acum o săptămână și o zi, deci duminica trecută. Știți foarte bine că au fost plecați un număr de 22 de porumbei și așa mai departe. Nu mai repet povestea, că devine plictisitoare. Important, zic eu, este faptul că 2 dintre acei porumbei, după 8 zile, s-au întors acasă. Albastru, acela e unul albastru. O să vi arăt de aproape pe amândoi, o să-i las să mănânce, nu o să-i deranjez. Și cum vă spuneam, 2 porumbei au venit după 8 zile, 2 pui de 2021. Le-am notat și seriile aici, după cum vedeți, 409 și 453. Și o să notez eu. Da? Asta așa pentru statistica noastră. Au și ei cipuri, sunt cipați. De fapt, am cipat toți 39 de porumbei noi. Or să le fie puse și cipurile. Așa arată unul din cei 2 porumbei sosiți astăzi. 409 este el. O să vi-l arăt și de aproape, o să vi-l arăt și pe celălalt, dar să-i lăsăm să-și termine masa. Din păcate avem, ia uitați aici listul acesta, vedeți, este dat cu spray cu antibiotic, este dat de mine. El este îngherat, este atins de răpitoare, de uliu. N-avem ce face, trebuie să mergem înainte cu toate aceste aspecte, cu toate aceste lucruri pe care le întâlnim, cu toate aceste neajunsuri, și să încercăm să luăm deciziile bune, să facem ce trebuie. Deocamdată asta e situația. Se întorc puișori, dar situația celor doi care s-au întors nu este una foarte, foarte bună. Măcar dacă, nu știu, dacă ar fi stat pe undeva cât de cât erau într-o condiție mai bună, sunt foarte, foarte trași. Cel puțin acela mai mic, 53-ul, pe care o să vi-l arăt și pe el, este într-o situație destul de jalnică, pot spune. Este foarte, foarte tras. Văd că mănâncă. Îl lăsăm să și bea și o să vi arăt pe amândoi acești porumbei mai de aproape. V-am spus că o să fac și o statistică, să vedeți din ce perechi sunt puii care au rămas, cum sunt cei care au venit, și anume câți frați, câți sunt apropiați, dacă dintr-o pereche au venit toți sau dacă nu, și așa mai departe. Și toate aceste lucruri o să le vedeți. Uitați, aveți aici acest gut, vedeți, nu are nimic pe picior. El este al doilea porumbel întors, el este într-o stare destul de slabă și vedeți, rămâne la crănitoare, ultimul pentru a se putea hrăni. Cred că a dus-o foarte rău după starea în care se află. El este porumbelul. O să vedem, dragii mei prieteni, ce se va întâmpla. Deși îmi lasem gândul să mai aștept din ei. Astăzi am avut surpriza asta plăcută
și acest albastru. Surpriza asta destul de plăcută să avem acești doi porumbei acasă. Din păcate îl avem, uitați-l și pe îngheratul nostru, dat cu spray, făcut cum trebuie. Haideți să vă prezint cei doi porumbei care au sosit și asta e situația, nu avem ce să facem. Haideți să-l vedem, deci 453, el este din cei mai mici puișori pe care i-am scos noi anul acesta. Și ce pot să vă zic, uitați-vă, a avut ambiția ca după 8 zile să sosească acasă la crescătoria lui. V-am spus, starea lui nu este una foarte, foarte bună, este într-o stare destul de precară. Sunt 100%, sunt sigur că acest porumbel nu a fost intrat pe nicăierea după felul în care arată. Haideți să vă uit, să vă uitați, să vă arăt. Ia uitați-vă cum se prezintă sternul. Cred că vă puteți da seama, este extraordinar de slăbit. Ia uitați, piele și os. Piele și os, acum a mâncat foarte bine, a făcut o gușă. Băi, prostule, bă. Băi, piticule, mă. Și a sosit la crescătorie. A avut voință, a avut, ce pot să zic, a avut drag să vin acasă și vă spun, a stat în condiții proaste, zic eu. Deci, în mod categoric, pentru ăsta nu știu, dar după felul în care arată, garantez că acest puiuț nu a fost intrat pe absolut nicăieri. Asta e. Haideți să-l vedem și pe celălalt. Al doilea porumbel întors. Aici vorbim despre un porumbel mai mare, un porumbel din prima serie, un pui din prima serie, 409. Da, la serie. Vor fi cipați și acești doi porumbei și vor continua programul celorlalți pui prezenți în crescătorie. El este într-o condiție mai bună decât cel dinainte. Cred că fiind mai mare s-a descurcat mai bine, a gândit altfel lucrurile. Nici el nu știu ce pot să vă spun despre el, și el este destul de tras, te poți tăia în sternul lui, dar acum își va reveni porumbelul. Eu mă bucur că au ajuns acasă și acești doi pui și creștem numărul porumbeilor de 2021, puiilor de 2021, la 25. Ați văzut, i-am notat. În rest, alte probleme. Nu avem cu ei decât îngheratul ăsta pe care o să vi-l pot arăta acum mai bine și mai de aproape. Băi, frumosule, cum ai reușit tu să nu te ferești? Deci doar el este cu probleme în crescătorie, atins de răpitoare. Nu este foarte, foarte rău, dar nici bine, nici bine nu i-a făcut acest lucru. În rest, porumbei își continuă parcursul pe care l-am gândit și parcursul pe care îl au de acum încolo. 25 de pui generația 2021 continuă și merg înainte în crescătoria noastră, în tot ce înseamnă sezon de pui 2021. Cu tot dragul vă salut, vă mulțumesc tuturor celor care participați în comentarii și vă exprimați părerile. Încercați să
să spuneți lucruri pe care le știți din experiența voastră, lucruri pe care le stăpâniți ca și colombofili. Vă mulțumesc pentru că îmi împărtășiți o parte din ele. Încerc cu drag să înțeleg multe aspecte, deși de multe ori mă simt total pe din afară. Dar ce să facem? Trebuie să progresăm, să prosperăm, să mergem înainte. Și tocmai de aceea am câțiva dintre voi pe canal foarte, foarte activ la fiecare videoclip, lucru care mă bucură foarte mult. Și haideți să încercăm să facem lucrurile, cum trebuie. Vă salut cu tot dragul, Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. La revedere, seară bună, săptămână minunată. Vă salut cu drag!